Până în prezent, recoltarea probelor biologice pentru stabilirea concentrației de alcool din sânge se făcea doar în cadrul spitalelor. Mai nou însă, legislația stipulează că recoltarea să se facă numai în prezența unui polițist rutier. Urmează să fie posibilă recoltarea de mostre biologice de la persoane implicate în evenimente rutiere sau conducători de autovehicule și în interiorul ambulanțelor sau autospecializatelor ISU. Această prevedere lărgește un pic competența teritorială. Dacă până acum eram obligați să îi transportăm la unități medicale autorizate, care sunt destul de rare, acum se poate face la fața locului accidentului. Ordonanța de urgență numărul 195/2002 referitoare la circulația pe drumurile publice a fost modificată și completată printr-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial din 29 august. Una dintre completările aduse legislației rutiere sunt și sancțiunile pentru șoferii care nu transportă copiii în condiții de siguranță.